Locul acum platforma Da și Pas va veni în Parlament cu un set de inițiative pe care le va propune tuturor deputaților, nu unor partide politice propriu-zise. Copreședintele structurii, Andrei Năstase, subliniază că toată lumea își dorește dreptate și o viață mai bună. Năstase a participat aseară la emisiunea unui post privat de televiziune, unde a făcut mai multe declarații. Detalii în cele ce urmează. Am vorbit și despre ce vom propune. Și nu vom propune unor partide politice, unor fracțiuni parlamentare, ci vom propune tuturor parlamentarilor care, după ce le vor fi validate mandatele de către Curtea Constituțională, vor avea de ales să se plieze pe acest program, care este și programul electorat a întregii societăți, pentru că toată lumea își dorește schimbarea în binea țării, nu? Toată lumea își dorește o viață mai bună, își dorește dreptate și atunci o să propunem iată acel pachet de legi care în momentul de față sunt elaborate. Avem peste 20 de legi. E adevărat. Nu trebuie neapărat toate odată să le... O să le propunem tuturor deputaților și se va produce imediat ce vor fi validate mandatele. Andrei Năstase a reiterat că blocul acum, platforma Da și Pas, își va respecta angajamentul de a nu face alianță cu partidele oligarhice și anti-europene. Deci ar trebui să merg după analizele și expertizele altora. Dacă în joc sunt niște principii, dacă în joc sunt niște valori de la care noi nu deviem, pe care noi nu le negociem, pe care noi nu le târguim. Noi știm ce avem de făcut, noi știm că avem nevoie de deoligarhizat această țară în general, noi avem nevoie de eliberat instituțiile statului, de drept și de reglementare, de politic, de mafie. Eu nu am de gând să negociez cu nimeni nimic și asta se cunoaște. Dar din punct de vedere instituțional, în momentul în care asta prevede Constituția, Constituția că vor fi consultări cu președintele, așa? Sau președintele va face consultări cu fracțiune. Sigur că da, vom fi prezenți acolo. Dar să nu vă așteptați de la mine că eu mă voi comporta așa cum s-au purtat între ei Filip, Candu și Plahotniuc. Este prematur să vorbim despre opoziție sau guvernare, a mai punctat copreședintele blocului acum, platforma Da și Pas. Dar chiar și de pe poziția de opoziție, să spun așa, putem acționa pe cele trei dimensiuni cel puțin. O colaborare constructivă atunci când este vorba despre obiective de interes național. Putem vorbi despre o competiție de idei, o competiție de proiecte, o competiție de, nu știu, de propuneri, da? Cu cei de la guvernare. Și, bineînțeles, putem vorbi despre un conflict parlamentar adevărat atunci când este vorba de abuzuri, este vorba de derapaje ale guvernării. Dar eu cred că este prematur în momentul de față să vorbim de pe ce poziții vom acționa. Cert este că avem un program bine argumentat, bine elaborat. Avem în momentul de față pregătite un set de acte normative, fie că sunt legislative sau nu sunt legislative, pe care o să le propunem întregului Parlament. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra legalității alegerilor săptămâna viitoare.